Fetița a fost înfiată în 2002. Deci eu eram deja atunci, am avut, știți, problemele și ele cu care Dosarul le-am penal, avut. da. Da, dosarul și ăla penal. Ei, în fine, de noi problema, uitați-vă, timp de 17 ani copilul meu a fost, nu a existat. Deci acum m-am adresat la secție de pașapoarte de la noi, de la Ochniță, eu de-am deja, cred că vreo 2 luni de zile de când lupt cu dânșă și nu pot ca să-i fac niciun act, înțelegeți? Ei nu există. A cui e problema, a cui e greșeala dacă, uitați-vă, deci au fost eliberate adeverință de naștere. A fost eliberat primul buletin. A fost eliberat a doilea buletin pe Dragici Maria, dar el nu există. Apoi nici sens nu există. Ia că uitați-vă, deci am vrut ca să-i fac pașaport străin, că eu mă aflu în Cehia cu soțul meu și am vrut ca soțul să vii încoașe la noi. Și am vrut ca să-i fac pașaport străin și când m-am adresat la dânși ca să-i fac, era cam uzat adeverința și de naștere și zic să-i fac alta nouă. Și când m-am adresat la dânși, eu și-a pot așeri de la mine feluri documente că iacăbă că e nu, că nu este așa om, Dragici Maria. Cum adică nu există așa om? Dar de cine a fost eliberat documentul ăsta? Că noi nu știm, dar nu știm, dați-ne o sumedenie. Dar eu m-am dus la hotărârea judecăți și am luat-o pe baza cărui a fost eliberat certificatul de naștere și le-am adus aia astea și zic, eu n-am de gând să mă duc la Chișinău să îmi pe drumuri din cauza la așa că voi sunteți proști. Deci, fășeți diferență de naștere. Dar când am mai scurt... Fata nu se numea altfel la naștere? Da, fata s-a numit altfel la naștere. Păi să caute... Natalia Gruia. Să caute certificatul cu nașterea numelui celuia, nu Dragici Maria. Păi da, s-a găsit așa, dar ei când au făcut certificatele astea, mai nu m-au învinuit, am ieri că mamica mea a fost la secție de pașapoarte, i-am dat pe consul ei, că fetița încă n-are 18 ani. Da, da. Și s-a dus, mai nu m-au învinuit că am furat copilul ăsta, vă închipuiți? Cu hotărâre judecăți în mână, cu două buletine eliberate de secție de pașapoarte și un certificat de naștere eliberat de secție de ZAHS-ul din Ochniță și ei îmi spun că asta e greșeala mea. Cum a mea? În primul rând, a doilea rând, ei au neglijat faptul că copilul a fost înfiat și o divulgat asta, că faptul ăsta, doar asta e juridicisca elito. Date cu caracter personal. Da, și eu l-aș fi dat la fată certificatele de naștere ei de acolo. Băi, dar dacă copilul meu nu știe, hai să zicem copilul meu nu știe la moment situația, că e înfiată, eu i-am spus. Dar dacă el nu știe, corect că ei nu au avut dreptul ăsta. Dacă așa prevede legea, cred și eu că n-aveau dreptul. Păi da, că eu când m-am interesat mai înainte, adică careva din sat a început căștetul ăsta și i-am spus, i-am lămurit situația că e înfiată, dar știți cum în sat? În sat doar nu să văd așa, vrei, nu vrei, și lui început să-i spune feluri de prostii de la copil și eu am luat și i-am spus anul trecut, i-am spus, fetiță, și eu o primit așa cum este, că e înfiată, dar ei ca atare, ca oameni juridici nu au avut drept ca să divulge situația asta. De acord. Eu bun, nu știu ce și fac. Ce facem? Facem scandal? Formulați problema asta? Sunați cu cameră ca să păi vă asta vedem? Și greu, de asta și greu și... Sau scrieți un text să-l publicăm? Noi vă ajutăm cu mediatizare, ca atunci, numai atâta știm. Eventual și proteste puteți păi să facem. Asta și vreau. Vreau să mediatizăm chestia asta pentru că azi s-a întâmplat așa cu mine, dar de-am chiar așa nebuneală. Cum adică copilul de 17 ani există ca Dragici Maria? Dar ei au luat și am îmi spun, eu schimbat o cifră din numărul de identificare. Mai scurt, când s-a dus copilul meu la secție de pașaport, a rămas, înțelegeți, complet rănit și trăsnit de toată situația asta. În și țară, în țara nebunelor trăim. Din cauza la un
prost care noi inclus, că tot așa am pățit și cu soțul. Trăim deja de 10 ani de zile, să duci soțul să-și facă bulete de pașaport străin și lui îi spune că el nu e căsătorit. Cum nu e căsătorit dacă eu cu certificatul de căsătorie în mână? Am plătit încă 170 de lei, mi-au făcut certificat, alt certificat, adică așa la de-a mi-era legal. Dar poate, trebuie să plătesc poate din ei inventează problemele astea ca să vă mai cheltuiți cu ei, eventual să estorcheze mită sau măcar să plătiți în casă. N-ați scris asta o și plângere. Este, înțelegeți? N-ați scris o plângere. Asta și vreau. Da, fac, o scriu eu, dar o plângere, că o scriu pe la dumneavoastră de mă-ți faci și acolo și trebuiește și eu nu știu, că altfel nu se poate, altfel eu am înregistrat. Trebuie ceva de făcut. Eu am înregistrat și discuția asta, dacă vreți o publicăm așa. Nu e nicio problemă, publicați-o și așa. Deoarece bun. Nu poți că trăiești într-o țară unde așa mizerie îți face. Deci oficiul stării civile de la Ocnița. Da, oficiul stării civile de la Ocnița. Eu deja de-am numai... Când m-am adresat prima oară la dumnealor, mi-a spus, puteți să vă duceți la cine doriți, că am cerut să vorbesc cu directorul. Cum așa? Cum se poate așa ceva? Corect. Că nu există copilul de 17 ani de zile. A cui e greșeala? A cui a fost greșeala? A mea? Și ce a zis directorul sau directoarea? O zis că... E că eu sunt director. Adică acolo un domn care era pe sală, zic că eu sunt directorul. Bine, zic, atunci cum? Înșireți, precum că copilul e sănătos, de 17 ani are. Certificat de la ambulatorii, copilul e sănătos, certificat nu știu de unde acolo, copilul... Și are una cu altă, omule! Tu ne dai certificat de naștere, nu spune nici despre starea copilului deja de 17 ani sau despre... Când am zis că o să dă o judecată, o zis că hai duceți-vă, dar și-a duceți numai hotărârea judecății și în baza hotărârii judecății noi o să facem tot. Deci, am adus hotărârea judecății și tot nu s-a făcut nimic, fără grijă. E că de mai alte probleme sunt în față. Și care sunt consecințele? Că fetița nu poate călători în vacanță la mama în Cehia. Da, corect. Nu poate, pentru că careva acolo, eu nu știu și doresc ei acum. Bine că mama mea nu a aruncat buletinul cel vechi, înțelegeți? Care a fost până la 16 ani. Deja eram vinuită că am falsificat buletinul. De unde l-ați luat? Cum? De unde l-am luat? Dar a fost de stare civilă, eliberat buletinul ăsta acum. Dar cine vă l-a eliberat? Cum adică cine l-a eliberat? Tot aici careva din doamnele astea care lucrează, nu? Da, vă spun, domnule, că de cum au ajuns cu țătul la oschi, eu nu mai vroiam ca să mă adresez undeva, dar nu vreau un jurist, că vreau să-i dau o judecată, în primul rând, pentru asta și într-al doilea rând, pentru că nu sunt stabili pe cuvântul lor, și de ce e ca oameni juridici puteau să divulge secretul despre înfieri. Ei l-au comunicat fetei. Da, el l-au comunicat și i-au dat un certificat la mână. Părință și adică cel până la înfierea mea. Am înțeles. Mulțumesc pentru încredere, insistați, suntem alături, v-am zis, cu mediatizare și cu protest, contați pe noi să facem dreptate. Da, mulțumesc mult, deci eu o să vă public aici pe Facebook, pe rețele sociale. Da. Ne-am înțeles. La revedere! Mulțumesc, o zi bună și numai bine, domnule!